Adunarea Generală a Federației Europene a Jurnaliștilor a început joi 16 iunie în capitala Serbiei, Belgrad. Reuniunea a întrunit experți, comisari și parlamentari europeni, delegați și președinții organizațiilor jurnaliștilor din 26 de țări, printre care Federația Internațională a Jurnaliștilor, Federația Europeană a Jurnaliștilor și reprezentanții în altelor foruri europene, precum Consiliul Europei și Parlamentul European. Aceștia au dezbătut în cadrul mai multor sesiuni de lucru chestiuni legate de dialogul social și calitatea mass media transnaționale. Un subiect aparte pe agenda de discuții l-a constituit însă libertatea presei în Europa, ca drept fundamental al unei societăți democratice, aspect pe care reprezentanții presei la nivel național și internațional l-au dezbătut la începutul acestui an și în cadrul emisiunii ediție specială a postului TV Art Press, cu ocazia vizitei delegației Federației Europene a Jurnaliștilor la Trustul de Presă Art Press. Bah oui, c'est une obstruction. Enfin, on voit clairement que il y a une obstruction physique. Cred că l-am lăsat pe oaspetele nostru fără. Il y a encore moins d'équivoque que dans l'exemple précédent, parce que là c'est dans la rue. Donc si un journaliste ne peut pas s'approcher dans la rue et faire son travail, là c'est qu'il y a vraiment obstruction physique, effectivement. Este clar o obstrucție fizică, este pe stradă, se vede foarte clar că jurnalistul nu poate să se apropie și este blocat să ajungă lângă primar. Deci este imaginile sunt fără echivoc. Federația Europeană a Jurnaliștilor și-a reiterat sprijinul pentru petiția Federației Române a Jurnaliștilor Mediasind și a Confederației Sindicatelor Democratice din România, înaintată Parlamentului European împotriva introducerii în strategia de apărare națională a presei ca vulnerabilitate, considerată un act represiv al puterii împotriva presei. Aș vrea să salut pe reprezentanții autorităților române și pe cetățenii români prezenți în sală și am să introduc acum petițiile care sunt înscrise la punctul 17. E vorba de petiția 733 din 2010 și 1235 din 2010, care vor fi analizate împreună. Dau cuvântul semnatarului, domnul Cristi Godiac. Veți acorda astăzi vot pentru, fără să folosesc cuvinte mari, salvarea democrației în România. Dumneavoastră sunteți rugați să nu creați un precedent din faptul că toți jurnaliștii din România pot fi tratați ca niște teroriști. Ca să nu existe absolut nicio problemă în ceea ce privește înțelegerea acestui text care a fost introdus în data de 23 iunie 2010 în ședința Consiliului Superior de Apărare a Țării în Strategia Națională de Apărare, o să vi-l citesc cuvânt cu cuvânt, ca să nu mai fim acuzați că nu am înțeles despre ce este vorba. Citez paragraful 10, articolul 6.2, vulnerabilități, precizează: fenomenul campaniilor de presă la comandă, cu scopul de a denigra instituții ale statului, prin răspândirea de informații false despre activitatea acestora, presiunile exercitate de trusuri de presă asupra deciziei politice în vederea obținerii de avantaje de natură economică sau în relația cu instituțiile statului, reprezintă o vulnerabilitate a statului român. Mesajul pe care îl transmiteți de aici să fie ferm pentru autoritățile României să elimine din Strategia Națională de Apărare a Țării această prevedere periculoasă pentru libertatea de exprimare, pentru că avem mult mai multe lucruri de făcut. Avem de depolitizat cele două instituții de radio și de televiziune publică. Avem posibilitatea să acordăm jurnaliștilor o protecție reală, nu cum s-a întâmplat zilele trecute chiar în presa locală unde președintele patronatului presei din România a fost bătut. Avem N și N exemple de abuzuri împotriva jurnaliștilor. Putem împreună să găsim o soluție să-i ajutăm. De asemenea, la acest congres, reprezentanții Delegației României au prezentat și presiunile conducătorilor din unele instituții de media publice și private împotriva unor jurnaliști, membri de sindicat, precum și impactul ultimelor modificări restrictive la legislația muncii. Totodată a fost prezentată și situația unor societăți de presă aflate sub presiune politică.
Printre acestea, cazul trustului de presă Prestârgoviște, care își desfășoară activitatea într-un climat de adevărat terorism administrativ și politic al actualei puteri. Este exact ceea ce am făcut cu petiția națională împotriva prevederii din petiția de la Parlamentul European cu prevederea introdusă în strategia națională de securitate în Parlamentul European această petiție. Puisque j'ai été moi-même à ce débat au comité donc des pétitions. Am participat eu însumi la dezbaterile acestui personal, am participat la dezbaterile acestui comisii. Et ce qui me frappe c'est l'explication donnée par les autorités qui disent mais cette stratégie. Ceea ce mă uimește, ce mă surprinde este explicația dată de autorități față de această strategie și anume. Ne vous inquiétez pas, c'est seulement pour les mauvais journalistes. Nu vă îngrijorați, este doar pentru jurnaliștii răi. On va pas s'en servir contre vous. Ah, nu, nu o vom folosi împotriva dumneavoastră. Nu, niciun politic sper că nu va încerca să explice ce înseamnă un jurnalist rău. Federația Europeană a Jurnaliștilor este recunoscută de Comisia Europeană, Consiliul Europei, Organizația Națiunilor Unite și Confederația Europeană a Sindicatelor drept vocea reprezentativă a jurnaliștilor în Europa, reprezentând în jur de 260.000 de jurnaliști în peste 30 de țări.